să se gândească cum poate fructifica orice oportunitate din sectorul 1, nu să se ducă pe la curs străine să promită tot felul de lucruri, iar astăzi să ne trezim cu acest proiect care nu este oportun, să fim foarte clari. Avem în București 5 moschei, sunt suficiente, se mai pot construi și altele, dar nu o mega moschee care poate deveni un magnet de atracție pentru alți imigranți. Îi primim pe toți, dar faptul că suntem un oraș sigur și o țară sigură nu înseamnă că putem deveni adăpost pentru toți cei care se simt în nesiguranță în țările lor.